Nu știu dacă mai țineți minte, dar textul acesta a mai fost citit recent, dar nu s-a apucat să se vorbească din el, pentru că fratele Musafir, care a fost la noi, fratele misionar, care a vorbit despre misiunea din Grecia, a vorbit despre misiunea din Grecia și ne-am bucurat. Și timpul acela a scurat. Mă pregătisem pentru alt cuvânt, dar Domnul mi-a zis nu, e același cuvânt. Am luat cuvântul acesta și am meditat mult săptămânile acestea la el. Și Dumnezeu mi-a vorbit mie personal și mă rog Domnului să vorbească și dumneavoastră. În cei 350 de kilometri pe care îi fac în fiecare seară, am meditat mult la versetele acestea și la ceea ce Dumnezeu scrie în cuvântul Său. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lumina pe care ne-a dat-o privire la acest cuvânt. Și repet din nou. Mă rog Domnului pe toți să ne ajute să ne primim. Mi-aduc aminte de o tabără de tineret în care unul dintre tine s-a apropiat la sfârșit de mine și m-a întrebat: frate, cum pot să știu când Dumnezeu este prezent la biserică? Dar înainte să-i răspund, eu m-am întrebat din nou: frate, dar nu răspunde cu același lucru pe care mi-l răspund părinții mei. Scrie în Biblie că dacă doi sau trei se adună în numele Domnului și Dumnezeu este prezent. Nu răspunde cu asta. Răspunde în altfel. Și eu m-am gândit atunci, cum putem ști că Domnul Iisus Hristos este prezent în seara aceasta, dar dând la o parte versetul acesta? Cum face Sfântul? Prin Duhul Sfânt. Frații mei, dacă Duhul Sfânt este prezent, știm că Domnul Iisus este prezent. Dacă Duhul Sfânt este prezent aici, știm că Domnul Iisus Hristos este prezent. Frații mei, Duhul Sfânt este acela de care avem nevoie toți. Fiecare dintre noi. Și privesc cu respect, de multe ori am privit cu respect Biserica lui Dumnezeu. De ce? Știți de ce, frate și surori? Dumnezeu ne-a adus din multe părți pe noi în locul acesta. Din multe părți, din multe părți ale României. Și ne-a adus pe toți la oaltă, dar știți ce ne-a făcut? Slujitori. Pe toți dintre noi ne-a făcut slujitori în casa lui. Și fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a chemat să slujim. Dumnezeu nu are șomer. Știți că ați mai auzit lucrurile acestea. Dumnezeu dă fiecăruia ceva de făcut. Dă la fiecare. Doar trebuie să descoperim. Doar trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu ce? Ce are pentru tine și ce are pentru mine? Citesc o carte. Nu sunt bun la cifre și la... Nu ne țin minte. Așa de greu mi-e câteodată că nu țin minte numele de telefon. Dar în cartea asta aceasta pe care o citesc acum, era un om care de câteva zile ținea post. Dar știți pentru ce ținea post? El ținea post să moară. Așa se întâmplă. El spunea: Doamne, vin cu jertfă înaintea Ta, cu post, ia-mă de pe pământul acesta că nu sunt bun de nimic. Ce să fac eu? Ce să fac eu în biserica Ta? Ia uite, frați, sunt frați care predică bine, sunt frați și surori care cântă bine, dar mie nu mi-e dat nimic.
Eu cu ce să slujesc? Mai bine ia viață. Așa făceau mulți. Nu mai țin minte câte zile de post, dar multe. La sfârșit, Dumnezeu îi răspunde pe cumvați de lucrul așa. Eu asta mă așteptat. Să stai înaintea mea în rugăciune și în post, ca eu să-ți vorbesc. Tu vrei să mori? Dar eu vreau să mijlocești înaintea mea. Asta este la ce te-am chemat eu. Vreau să stai pe genunchi, acasă la tine, și ore întregi să mijlocești. Nu te va vedea nimeni. Poate te va vedea soția și copiii. Dar te voi vedea eu. Mărturisește cartea aceasta că omul acesta, și sunt întâmplări adevărate, fraților, nu sunt povești. Cred că 40 de ani cât am mai trăit omul acesta. În fiecare zi a stat în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Copiii lui mărturisește și spun. Și dacă te duci și vizitezi, îți arată locul unde tatăl lui se rog. Pământul nu mai e drept. Este gala pe lângă patru. Și omul acesta, 40 de ani, ceva, nu mai știe exact, a făcut slujba aceasta pe care nu vedea oamenii niciodată. Dar vedea Dumnezeu. De aceea privesc cu respect întreaga biserică, pe fiecare frate și pe fiecare soră, și nu sar pe nimeni. Tineri, care Dumnezeu ne-a dat ceva. Dumnezeu a investit în noi să facem ceva pentru El. Dragii mei tineri, nu există că Dumnezeu n-a pus ceva. Întotdeauna Dumnezeu pune ceva în noi prin care să-i slujim. Textul acesta de asta vorbește și despre asta vreau să vorbesc în seara aceasta. Vă spunea și fratele John. Sunteți important. Poate oamenii din jur, poate la servici, oamenii nu dau doi bani. Dar Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, sunteți important pentru că Dumnezeu ne-a chemat să slujim. Și atunci, mi-aduc aminte de o lecție de la școală. Unul dintre misionarii care ne-a vizitat la școală, el a spus așa. Știi ce ești tu? Mi-a întrebat pe noi studenți. Știi ce sunteți voi? Noi spuneam, răspundeam fiecare. Copilul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, tot felul de răspunsuri. Dar omul acesta spunea, voi sunteți unelte în mâna lui Dumnezeu. Ok. Și omul acesta spunea, uneltele acestea Dumnezeu le pregătește ca la momentul hotărât de El. Să le ridice și să le folosească. Asta face Dumnezeu cu noi. Ne pregătește, lucrează în noi, ne modelează, ne vorbește, ne caută să ne apropie de El, ca să-i slujim. Dar oricum, așa cum vrea El. Asta suntem noi, frați și surori. Uneltele nu sar acolo unde sunt. Să ridice mâna, eu. Nu. Uneltele așteaptă ca Dumnezeu să se folosească de ele. Uneltele așteaptă ca mâna lui Dumnezeu să se întindă și să te ia și să te folosească. Asta face uneltele lui Dumnezeu. Haideți să începem cu versetul 1. Când mă iertați, acum trebuie să mă folosesc și ochelarii. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Acesta este versetul 1. Mă iertați, sunt și răcit. Așa s-a numerit. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El.
Știți care sunt, frați și surori, secretele unui slujitor corect și duhovnicești și binecuvântat? Haideți să luăm primul punct. Ca să te cobori, să slujești oamenilor, trebuie în primul rând să urci. Și repet. Ca să poți să cobori, să slujești oamenilor, în primul rând trebuie să urci pe munte. Înțelegeți, frate și sora? Acolo ne dezvoltăm. Acolo ne pregătește Dumnezeu de slujire. În părtășie cu Dumnezeu. În relație cu El. Sunt, de exemplu, Ilie. Ilie, la un moment dat, fuge de Izabela și se ascunde într-o peșteră, da? Acolo vine Dumnezeu la el și se prezintă și îl întreabă pe Ilie, măi, Ilie, ce cauți aici? Și răspunsurile pe care le dă Ilie. Dar la un moment dat, Dumnezeu îi se descoperă. Și unde era lucrul acesta? Pe munte. Frații mei, muntele are așa de mare importanță în viața noastră. Pentru că noi putem sluji oamenilor, dar fără munte, nu se aduc roadă. N-are valoare. Muntele ne schimbă. Muntele ne apropie de Dumnezeu. Un alt exemplu. Moise pe muntele Sinai. Haideți să citim în Exod capitolul 19. Sunt câteva versete acolo. Exod 19 cu versetul 20. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a sus sus. În versetul 14, tot din același capitol. Moise s-a pogorât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și sunt multe exemple de genul acesta. Mai sunt și exemplele Domnului Iisus Hristos, care se urca pe munte și se ruga. Frații mei, ca să fim buni slujitori înaintea lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să urcăm ca să putem coborâ și să slujim oamenilor. Asta este primul secret a unui slujitor care îl urmează pe Dumnezeu. În al doilea rând. Versetul 2. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Dacă citim textele care se repetă în celelalte evanghelii, în Evanghelia de pe după Marcu este ceva în plus acolo. Și spune, Domnul Iisus Hristos i s-a făcut milă și și-a întins mâna. Vreau să vă întreb. S-a vorbit și de dimineață, n-a vorbit nimic cu mine, așa s-a numerit. Dumnezeu așa lucrează. Mila aceasta, ne naștem așa cu ea? Avem mai milă de oameni așa, crescând fizic, crește și milă asta în noi? Când ajungem mari, adulți, avem mai multă milă decât aveam înainte? Dacă citim în Romani, oamenii care îl scot pe Dumnezeu din viața lor, acolo scrie că sunt una dintre calitățile negative, fără milă. Dacă citiți despre egipteni, cu privire la poporul Israel, acolo spune că i-a pus la niște munci grele și acolo spune despre ei, n-aveau niciun pic de milă. Așa se purtau cu ei.
Cum se dezvoltă mila aceasta în viața noastră? Cum se dezvoltă? O găsim de cumpărat? Se dezvoltă ea singură în viața noastră? Biblia este plină cu versete în privința aceasta, spunând să arătăm milă unii față de alții, să simțim unii cu alții. Dar asta nu se dezvoltă singură. Cum spunea și Mircea de dimineață, mila este bunătate și dragoste. Roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine așa, fără să-L chemăm noi? Nu. Duhul Sfânt așteaptă să fie chemat. Duhul Sfânt se uită la noi dacă suntem însetați după El. Duhul Sfânt vrea să vină în noi și peste noi, dar se uită la noi să vadă dacă ne trebuie, dacă ne pasă, dacă vrem. Și se înseamnă, frate și soră, milă. Eu când văd pe cineva nenorocit, milă înseamnă acțiune. Eu nu doar că simt cu el și îmi pare rău de situația în care este, dar încerc să-l ajut. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu i-a zis, măi, e milă de tine, dar du-te cu Domnul. Nu i-a zis așa. Domnul Iisus Hristos a acționat. Ți-e milă de cei din jur. Ți-e milă de oamenii care se duc în iad. Că noi degeaba vom plânge atunci când va fi prea târziu. Acum trebuie să ne fie milă de ei. Acum când oamenii sunt în viață și mai pot face ceva, mai pot să se întoarcă la Dumnezeu, dar ce vor face mai târziu? Mila înseamnă acțiune. Să-i spui omului. Măi, mi-e milă de sufletul tău, vei ajunge în iad dacă nu te întorci la Dumnezeu. Asta este milă. Și Domnul Iisus Hristos a întins mâna și s-a atins de el. Ce avea omul acesta? Lepră. Trebuia să se atingă de el, să-l vindece. Pe timpurile acelea, oamenii necurați trebuiau să stea la distanță. Nu doar că Domnul Iisus Hristos i s-a făcut milă de el, l-a atins. Oamenii vor vedea la noi că suntem diferiți. Oamenii se vor apropia de noi că vor vedea că suntem diferiți. Și vor veni la noi și vor spune, măi, tu ești altfel. Cum pot să-mi schimb viața? Cum pot să fiu diferit? Cum pot să fiu ca tine? Că tu nu faci aia, că tu nu faci aia, că tu nu faci aia. Uitați-vă, frați și surori, că sunt oameni în cuvântul lui Dumnezeu care oamenii din jur se uitau la ei. Măi, cu tine e Dumnezeu. Cu tine este Dumnezeu. Eu cum pot? Eu văd cu ochii ăștia mei. Cu tine este Dumnezeu. Uitați-vă la Iosif. Iosif niciodată n-a zis, păi ce mi-a dat? Mi-a dat mie Dumnezeu. Eu interpretez visul, nu eu. Spunea el, nu eu, Dumnezeu. Ale lui Dumnezeu sunt tălmăcinile. Spuneți-mi visul. Și faraon a văzut. Păi în tine este Duhul lui Dumnezeu. Tu ești diferit de noi. Văd oamenii lucrurile acestea. Așa se vor apropia de noi, frați și surori. Dacă suntem ca ei, se vor apropia de noi. Dacă vor vedea ceva diferit. Dumnezeu să lucreze cu privire la lucrul acesta. Dar știți unde ne schimbăm, frați și surori? Pe munte. Pe munte, în prezența lui Dumnezeu, ne schimbăm. Dumnezeu ne schimbă. Mai departe, aș vrea să mai spun altul, să mai vorbesc cu privire la altul, în care sunt atâția oameni care greșesc și mă rog Domnului să ne ajute pe toți să urmăm exemplul Domnului Iisus. Dați-mi voie, vă rog, să citesc Luca, capitolul 5. Acolo spune ceva
diferite de celelalte texte. 5 cu versetul 16. Versetul 15 și versetul 16. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămadă ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Dacă Dumnezeu pune mult în noi și ajungem să fim buni la ceea ce facem și la ceea ce slujim noi, știți care este pericolul? Să ne mândrim. Să spunem că avem faimă. Și așteptăm ca oamenii să ne aducă laude. De aceea am citit și versetul 15. Știți că sunt părinți care cunosc o familie să cere din biserica din care a venit? Care au mai mulți copii, cum să le zic, care nu au crescut bine și nu s-au dezvoltat bine. Și fratele acesta nu are unul, are mai mulți. Și l-am întrebat pe fratele acesta, frate, cum e? Cum e cu slujire? Greu, frate. Spunea fratele acesta, de când mi-a dat Dumnezeu copiii aceștia și Dumnezeu m-a chemat să le slujesc copiilor acestora, n-am dormit o noapte întreagă. Și spunea el, sunt zeci de ani. Zeci de ani de zile când o tată l-aud pe unul care spune, tată, vrei să te rog să mă întorci pe partea cealaltă, că am amorțit? Altul se spune, tată, te rog, poți să mă duci la, la toaletă? Că eu nu pot să-mi iau. Și tot așa. Și am spus fratele, frate, și te mândrești? Aștept ceva laudă de la oamenii din jur? Și îmi spunea la ce? Câteodată zicea fratele meu, este așa de greu să vin la biserică că trebuie eu să-i car pe toți. Dar îmi spunea el, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a chemat să slujesc așa. Poate mie mi-ar fi plăcut să fiu aici în față, să mă vadă toți. Dumnezeu pe mine m-a chemat să le slujesc copiilor mei. Cât o trăim? Și Dumnezeu să-i dea putere lui și nouă. Frații mei, știți că sunt părinți care slujesc copiilor lor și nu știe nimeni de aici. Nu știe nimeni de aici cât de greu le este și prin ce greutăți trec. Știți că sunt. Dar ei slujesc cu bucurie. Că știu că la asta i-a chemat Dumnezeu. Frații mei, a sluji lui Dumnezeu nu este oricum. Nu este ca și cum a merge la servici. Nu este așa. Dumnezeul nostru este veșnic. Și Dumnezeul nostru așteaptă să îi aducem cea mai bună slujire. Cea mai bună slujire. Dar ca să-i aducem cea mai bună slujire, trebuie să ne apropiem de El. La El să căutăm lucrurile acestea, milă, bunătate, dragoste, la El. Că nu le găsim nicăieri în lumea asta. Când vestea despre Domnul Iisus Hristos se ducea în jur, oamenii alergau la Domnul Iisus. Faima Domnului Iisus Hristos creștea. Ce făcea Domnul Iisus? Iar el se ducea în locul pustii și se ruga. Eu nu știu cât o trăi pe pământul acesta, până la ce nivel vom ajunge. Nu știu. Cu privire la predică, cu privire la cântare, cu privire la orice slujire. Nu știu. Dar dacă ajungem destul de buni și
o faimă se naște. Haideți să revenim la rugăciune. Să ne smerim acum. Și să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, darul ăsta, vocea asta pe care mi-ai dat-o, Tu poți să-mi iei oricând. Oricând poți să-mi iei înapoi. Dar eu vreau să mă smeresc astăzi și să recunosc că tot ceea ce am, mi-ai dat să slujesc. Mi-ai dat minte sănătoasă. Mi-ai dat înțelepciune să pot și lumină din cuvântul Tău. Într-o zi poți să mi le iei. Și să nu mai pot sluji. Tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem este pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Dacă Dumnezeu a pus în cineva un talent, în alții doi, în alții trei, nu-i treaba noastră, frate, să catalogăm cât are fiecare, nu asta. Treaba noastră este să ne apropiem de acela care le-a dat ca să-i putem sluji cum trebuie. Va veni ziua când ne va răsplăti. Dar până atunci, dacă vreți și dacă vreau să slujesc bine Domnului, haideți să urcăm pașii aceștia. Să rugăm pe munte. Să rugăm pe Dumnezeu să ne schimbe, să fim asemenea Lui, ca oamenii să vină spre noi. Să vadă o diferență între ei și noi. Să o vadă, că dacă nu o văd, e rău. Să rugăm pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să pună noi calitățile aceștia duhovnicești pe care noi nu ne naștem de dragoste, bunătate, milă. Frații mei, Dumnezeu le dă. Și apoi aduceți-vă aminte și să-mi aduc aminte. Că cu trecerea anilor s-ar putea să ajungem la un nivel mai mare. Să nu uităm niciodată tot ceea ce avem este la Dumnezeu. Tot ceea ce avem este la Dumnezeu. Și El, dacă noi ne mândrim, dacă noi ne credem cineva, ar putea să ne ia. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să-i slujim lui Dumnezeu cu bucurie. Să-i slujim lui Dumnezeu cum trebuie. Și Dumnezeu să-i ajute pe aceia pe care n-au descoperit încă, la ce i-a chemat Dumnezeu, să le vorbească. Și să le spună la ce i-a chemat Dumnezeu să slujească. Amin. Amin. Mulțumim, fratele Emilian, pentru cuvântul de învățătură care l-a adus în seara aceasta și să ne rugăm lui Dumnezeu, dragii mei, ca să fim niște slujitori devotați și tot timpul pregătiți pentru orice lucrare bună, dar în smerenie. Să știți că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și este vrăjmașul celor mândri și dă har celor smeriți. Vreți să avem har în adunare? Soluția este smerenie. Dacă nu este har în adunare, avem o problemă mare. Avem o problemă mare și serioasă. Dar dacă vrem har, așa cum spunea fratele Emilian, acolo pe munte și în pustiu împreună cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, împărtășe cu El, să ne smerim. Lăudați să fie Domnul. Amin? Amin. Aș vrea în continuare să ascultăm cântarea surorilor. Și Domnul să le vină.